urmă cu câteva seri, spuneam că mă îngrijorează teribil faptul că în aproape toate zonele importante ale lumii apar aceste proteste. Astăzi vin și îndulcesc puțin temerea mea, în sensul că, în mod evident, cei care vor să controleze oarecum ideea că, sau să manipuleze oarecum lumea în raport cu informațiile cât de buni sunt cei de la Hamas, nu fac altceva decât să pună aceste organizații să facă manifestări, fără să existe un raport între manifestarea respectivă și o intervenție militară serioasă în Israel. Când spun serioasă, mă refer la următorul lucru. De ce anume trupele izraeliene n-au intrat în fâșia Gaza până acum? De ce există, așa cum spuneați dumneavoastră, o ascuțire de cuțite între evrei și americani? Sigur că nu există ascuțirea aceasta de cuțite, doar că America, din punctul meu de vedere, are o poziție pacifistă încă pentru a-și pune toate lucrurile la punct pe linia Arabia Saudită, Qatar și respectiv Iordania, din perspectiva unei singure temeri. Asta mai există. Și anume un atac nuclear. În considerentele în care ar exista așa ceva, atunci, în mod categoric, lucrurile vor scăpa cu totul de sub control. Manifestările respective, așa cum tonul a dat Germania, în mod evident vor fi condamnate. Mâine, cu siguranță. În Franța, după aceea, în altă parte, cu siguranță nu poți să vii să spui, de pildă, cum a venit omul ăla, tânărul ăla din Varșovia, să spui: sunt alături de Hamas. Păi dacă ești alături de Hamas, înseamnă că eu trebuie să mă tem că mâine mi-a cineva gâtul în casă, dacă avem mentalitatea aceasta. Astfel de manifestări trebuie oprite și vor fi oprite în Europa, cu siguranță. Credeți? Singurul, da, 100%. Singurul pericol pentru care americanii sunt aici de aplaudat, în considerentele în care armata, politica, deci politicienii și armata, adică militarii de carieră evrei, au fost clari: distrugem Hamasul. Americanii au spus: stai puțin, că nu știm cine este în spate și cu cine lovește. Și atunci, în mod evident, se dorește foarte bine o cunoaștere a zonei. Nu e posibil, tocmai într-o înțelegere cu America, să fie acolo și anumite vase chinezești, pentru că în contextul în care Cred că mergeți puțin prea departe să puneți vasele știți de chinezești ce în merg prea departe? context Pentru că cu niciodată America. China, Da? nu se va lua la răzmeriță cu America pentru Hamas. Niciodată. Și Haideți să mai atunci vedem. înseamnă că în zona respectivă există un pericol. Și este pericol din cauza unor fanatici din temirce zonă, adică, să fim foarte serioși, din Iran, să nu existe cumva un atac nuclear. Ăsta e marele pericol Bun, care ne până acum, pândește. Doamne ajută, Israelul ne-a asigurat că programul nuclear al Iranului a fost